Viața bună, dragii mei, și bine ne-a revăzut sănătoși! Vă povestesc o întâmplare cu o babă și un tânăr în autobuz. Merge, tânărul stătea lângă babă în picioare, ia că trec pe lângă o biserică. Baba începe să se închine cu foc. Mai stă ce mai stă, iară trec pe lângă o biserică, baba iară începe să se închine cu foc. Merg. La un moment dat trec pe lângă clădirea mare. La care ăsta zice, mamaie, dar zice, la asta de ce nu te închini, zice, că e tot din același material. La care asta se uită la el așa, zice, mă, pișorule, mă, zice, tu ai pretină? Am dară. O pupi pe frunte, o pup. O pup și pe gură, o pup dară. O pup și pe gât. Dar cum să nu? Dar zice, atunci, pupă și, că e din același material. Dragii mei, vă țuc și ne vedem în a doua oră a emisiunii.